Salutare! Numele meu este Sebastian, iar acesta este al treilea tutorial de Python. Toate tutorialele pot fi urmărite pe tutorialevideo.info. Astăzi vom vorbi despre variabile. Variabilele au scopul de a păstra datele necesare pentru diverse calcule în cadrul programelor pe care le vom realiza. Acestea au un nume asociat, de obicei ceva sugestiv, care să ne facă să ne dăm seama de ceea ce păstrăm în variabile, o valoare păstrată și o adresă de referință în memorie. Putem să ne imaginăm mai simplu că variabilele sunt ca niște cutii pe care punem niște etichete cu numele sugestiv, iar înăuntru valoarea. Astfel, ex ia valoarea 15, păstrată, iar bacon păstrează valoarea 10. Iar la adresă putem să ne imaginăm că e ca și cum am ști unde punem cutia pe un raft anume. Cum facem noi să păstrăm o valoare unei variabile care o denumim noi așa cum dorim? Am aici un exemplu. Folosim operatorul de atribuire, adică semnul egal. Întotdeauna, valoarea, rezultatul unei funcții sau ceea ce dorim să atribuim în partea dreaptă, la jumate semnul egal și în stânga numele variabilei declarate. Astfel, x egal cu 2, y egal cu 3 sau y egal cu 2. Haideți să deschidem Python Shell. Și să scriem, dorim să atribuim valoarea 3 variabile x. Dacă cerem x, ea a păstrat valoarea de 3. Dar dacă scriem y egal cu x și cerem valoarea lui y egal cu 3. De ce? Pentru că valoarea variabile x a fost transferată variabile y. Asta putem să o rezumăm și în felul următor, de exemplu, t egal cu r egal cu 23. Asta este atribuire multiplă, aceeași valoare, către mai multe variabile. Dacă cerem valoarea t, va fi 23. Dacă cerem valoarea r, va fi tot 23. Putem să ne mai folosim de variabile și astfel, de exemplu, mr egal cu 3, enter ca să fie memorată, pr egal cu 4 și acum vom folosi o altă variabilă, fructe, care este egală cu mr plus pr. Ok. Dacă cerem variabila fructe, avem valoarea 7. Dar dacă fructe este egal cu mr și pr, enter, și cerem variabila fructe, este egal cu mere și pere, nu mai este 7. Nu numai că am atribuit o nouă valoare, dar totodată fructe a recunoscut și alt tip de date pe care le-am introdus. Față de cei care mai cunosc și alte limbaje de programare, de exemplu în C sau Java, trebuie declarat tipul de date reținut în fața variabilei. În Python suntem scutiți de această declarare, ca să zic. În Python sunt mai multe tipuri de date. Haideți să scriem un mic script cu editorul din Python, new file. Ok. Puri de variabile. Tipuri de variabile. Haideți să facem declarăm o variabilă z, care ia valoarea, de exemplu, 2. Punem punct și virgulă. Ar fi bine să-i dăm și un save. Prog. Save. Ok. Și să-i dăm un print pe display. Variabila z, virgulă, și acum funcția type de z. Închidem paranteza, funcții print, punct și virgulă. Astfel vom vedea tipul pe care l-am memorat, pentru că în alte limbaje se declară. În Python poți să uiți de această problemă. Pur și simplu declar variabila, îi atribui tipul și la un moment dat în program poate te trezești că vrei să știi ce tip ai, pentru că în unele funcții contează să nu aduni numere întregi cu șiruri de caractere. Atunci vei avea probleme. Și poți să o verifici prin funcția type.
type de z. Putem să zicem tot z egal cu minus 4.51 punct și virgula, print aceeași regulă z și type de z. Tot z egal cu ce tip de variabilă sunt, punct și virgulă, aceeași funcție type, închidem funcția print, punct și virgulă, și ar mai fi, de exemplu, 9.332e minus 32j. Unii poate ați recunoscut despre ce tip este vorba. Print de z și type de z. Punct și virgulă. Nu uitați să salvați către S. Comandăm run. Run module sau puteți să apăsați direct tasta F5. Ok. Primul z, 2, de tipul int, număr natural. Al doilea z, minus 4.51, de tip float, număr real. Ce tip de variabilă sunt? Este str, șir de caractere, adică string. Și ultimul număr, 9.332e minus 32j, parte reală, parte imaginară. Asta este numărul complex. Cam astea sunt tipurile din Python, tipurile de variabile. Vă mulțumesc! Și vă așteptăm pe tutorialul video.info.